și să deseneze în mod creativ, pentru că creativitatea nu este doar non è solo scusi. La creatività è un modo per fare qualsiasi cosa, non è un'attività in sé. Creatività non è un'attività a nome, ci è un modo da fare lucrurile. Io posso anche lavare i piatti in maniera creativa. Io aș putea și să spăl vasele în mod creativ. E posso scrivere un libro in maniera non creativa. Se pot să scriu o carte într-o manieră non-creativă. La creativitate è un atteggiamento mentale. Creativitatea este o abordare mentală che è fatta di curiosità, care este făcută din curiozitate, spirito di gioco, spirito ludic, corect. Esatto. Coraggio, courage, passione, tenacia, perseveranza, voglia di sfidarsi, o voinza de a te, sfidarsi de a concura cu tine însuți, spirito di esplorazione, voglia di scoprire, dorință de a descoperi, de a explora. Ecco, se tutte queste cose fanno già parte del mondo di un bambino. Dacă toate aceste lucruri deja fac parte din lumea unui copil, se la sua voglia di scoprire viene incoraggiata. Dacă încurajăm dorința lui de a descoperi lucrurile, se viene incoraggiata la sua voglia di esplorare. Dacă încurajăm dorința lui de a explora, di fare degli esperimenti. De a face experiențe. Provare a fare qualcosa che non sa fare. De a încerca să facă ceva ce nu știe să facă. Ecco, tutto questo è formazione alla creatività. Non si può obbligare qualcuno a essere creativo, questa è la chiave di tutto. Non posso essere obbligata a pensare in maniera creativa, devo scegliere. Nu putem obliga pe nimeni să fie creativ, trebuie să vină din interiorul nostru acest lucru. L'ambiente che ho intorno può favorirmi e può darmi il piacere di esprimere la mia creatività. Chiar și mediul înconjurător poate să ne ajute în a fi mai creativ și ne poate da plăcerea de a fi creativ. Questa posizione è molto simile a quella di una grande pedagogista italiana, Maria Montessori. Această abordare este foarte similară, foarte asemănătoare cu a unei personalități italiene, Maria Montessori, che ha inventato nuovi modi di fare scuola, lasciando i bambini liberi di esplorare. Care a inventat mai multe modalități de a face școală cu copii, lăsându-i pe aceștia să exploreze pur și simplu. È curioso sapere. Este bine de știut che alcune delle maggiori personalità della rete, del web, că multe din personalitățile, unele din multe de personalități din rețea, de pe internet. Da Paige Brin al capo di Amazon, Bezos, hanno fatto scuole Montessori. Dalla Paige Brin fino alla capo Bezos di Amazon. Capo l'Amazon, ho fatto. Scuole secondo il metodo Montessori. Ho assolvito scuole dopo il metodo Montessori. Questo significa che in queste scuole hanno avuto una spinta in più per crescere con un atteggiamento creativo. In queste scuole ho avuto un impuls de a crește în mod creativ. Quindi il tema non è fare l'ora di lavori creativi o insegnare la creatività.
Deci tema noastră nu este aceea de a învăța un copil creativitatea? Il tema è insegnare ai bambini, aiutare i bambini, non insegnare, aiutare i bambini a fare creativamente tutto quello che fanno a scuola o all'asilo. Și din potrivă, scopul nostru este să învățăm pe copii să facă în mod creativ tot ceea ce fac la școală sau la grădiniță. Possono disegnare creativamente, ma possono anche giocare a palla in modo creativo. Pot să deseneze în mod creativ sau să se joace cu mingea în mod creativ? Si possono inventare dei giochi perfino per imparare a scrivere le lettere dell'alfabeto. Se pot învăța modalități și metode de a scrie în mod creativ literele alfabetului? Tutto può essere trasformato in un gioco creativo. Absolut tot poate fi transformat într-un joc creativ. A cui è bello partecipare. Un joc în care este bine să particip. E c'è un'altra cosa importante. Il gioco non è un'attività priva di senso. Mai este un lucru de spus, și anume că jocul nu este o activitate fără sens. È il modo in cui i piccoli, i cuccioli, e modul prin care copiii imparano a muoversi nel mondo e scoprono il mondo. Învață să se miște în lume și descoperă lumea în același timp. Pensate che un grande scienziato italiano, Alberto Oliverio, gândiți-vă că un mare om de știință italian, Alberto Oliverio, ha detto che anche perfino fra gli animali ci sono diversi livelli di creatività. A spus că până și la animale există diferite nivele de creativitate. Una scimmia o un delfino è molto molto più creativo di una tartaruga. O maimuță sau un delfin sunt mult mai creative decât o broască țestoasă. Nel senso che riescono a inventare molti più modi per procurarsi da mangiare. Ele pot inventa multe modalități de a-și procura hrana. Perché è quello che interessa agli animali. Non vogliono scrivere un romanzo, vogliono trovare delle buone pacche. Acesta este principalul țel al animalelor, de a-și găsi hrană, nu de a scrie un roman. Ecco, gli animali che sono più creativi sono quelli che hanno infanzie più lunghe e giocano di più. Animalele care sunt cele mai creative sunt cele care au copilările mai lungi și se joacă mai mult. E sono anche quelli che quando dormono sognano. Și sunt cele care atunci când dorm visează. Il sonno è importante per la creatività, perché mentre noi dormiamo il nostro cervello continua a lavorare. Somnul este foarte important pentru creativitatea noastră, pentru că în timp ce dormim, creierul nostru încă este activ. Per questo, se siamo andati a dormire con tutti gli elementi di un problema in testa, de aceea, dacă mergem să ne culcăm cu toate elementele unei probleme în creier, può darsi che quando ci svegliamo abbiamo la soluzione. Există posibilitatea că atunci când ne trezim să avem și soluția. E anche i bambini è bene che dormano tanto. Adesso i bambini tendono a dormire meno di una volta, guardano tanta televisione, giocano con i videogiochi. De aceea este bine ca și copiii să doarmă cât mai mult posibil, pentru că, din păcate, în ziua de azi pierd foarte mult timp cu televizorul și cu jocurile pe calculator. Non c'è niente di male a giocare, a guardare la televisione o a giocare cu i videogiochi. Nu este nimic rău în a te juca pe videojocuri sau a privi la televizor. Ma fateli dormire. Dar cel mai important este să-i faci să doarmă cât mai mult. Grazie. Mai am o întrebare. Chiar fără una domanda. Vrei sapere cum vede lei le asociazioni che propongono l'arte come forma di terapia? Aș vrea să știu cum vedeți dumneavoastră asociațiile care propun arta ca formă de terapie terapeutică. La domanda è
a proposito dell'arte come terapia? Sì. Credo che sia vero tutto questo. Ho scritto che la creatività è una medicina. Eu cred că creativitatea este un fel de medicament și că, într-adevăr, există arta ca și metodă terapeutică. È vero che molte persone creative hanno avuto spesso, per esempio, delle infanzie complicate. Au avut copilării foarte complicate. O dei traumi. Sau traume. Come mai questo? Non è che le persone creative sono più sfortunate. Asta nu înseamnă că persoanele creative trebuie să fie neapărat ghinioniste. È vero il contrario, che alcune persone che hanno avuto infanzie sfortunate o traumi sono diventate creative per guarire. Dar, din păcate, cele care au avut traume în copilărie, persoanele care au avut traume în copilărie, au devenit creative pentru a se vindeca. La creatività aiuta a elaborare, a cambiare. Creativitatea ajută în elaborarea lucrurilor, în a te schimba. Anche a darsi un senso. Și în a-ți da un sens. A conquistarsi il rispetto pubblico. A câștiga respectul public. Noi abbiamo avuto qui in Italia un grande. Ci sono tanti esempi di artisti con degli studi anche seri. In Italia esistono molti esempi di uomini, di artisti che... scusi? Che hanno problemi abbastanza seri. Ecco, e non solo in Italia. Un nostro grande pittore, Ligabue... In Italia esiste un pittore... Di cantante. E pittore? Pittore. Il suo nome è Ligabue. Sì, infatti io sapevo che Ligabue fosse cantante, però... È un altro, sicuramente un altro. Deci un pictor, care nu este cântărețul Ligabue, pictorul Ligabue. E un altro e a fatto dei quadri naif bellissimi. Care a făcut, a pictat tablouri, da, de pictură naivă. Ecco, ma era proprio matto, vero? Viveva nei boschi. Era nebun, delegat și trăia în păduri. Ma il fatto di dipingere dar, l-a citato a esprimere un pezzo del suo mondo interiore. Modalitatea sa de a picta l-a făcut să exprime o parte din lumea lui interioară. Kipling, Rudyard Kipling, l'autore del libro della giungla. Rudyard Kipling, autorul cărții junglei. Nasce in India. S-a născut în India. E a 6 anni i genitori lo mandano da solo in Inghilterra, con la sorellina di 3 anni. Iar la vârsta de 6 ani a fost trimis de părinți singur, cu o surioară de 3 ani, în Anglia. A casa di un colonnello cattivissimo. La casa unui... În casa unui colonel foarte rău. Da grande, Kipling dice che quelli sono stati degli anni terribili. Atunci când a devenit adult, Kipling a spus că aceia au fost niște ani teribili. E che in quegli anni però ha imparato a mentire. Dar în acei ani a și învățat să mintă. Che è la capacità principale di uno scrittore. Care este capacitatea principală a unui scriitor, abilitatea principală. Kipling e unul dei più giovani, o forse il più giovane premio Nobel per la letteratura. Kipling este unul dintre cei mai tineri premii, cele mai tinere, cei mai tineri premiați Nobel ai literaturii. Ecco, sono gli ostacoli che ci spingono a essere creativi. Se uno non ha davanti una barriera da superare, non fa un salto. Deci, doar obstacolele ne fac să devenim mai creativi. Dacă nu avem o față, un obstacol, nu avem de ce să apelăm la creativitate.
Per questo in qualche modo un problema, un trauma, un qualsiasi ostacolo è anche il punto di partenza per la creatività. De aceea o problemă, un obstacol este și punctul de plecare în ceea ce privește creativitatea? Se non abbiamo un ostacolo davanti, non abbiamo bisogno di saltare. Non facciamo la fatica di saltare. Așa cum am spus, dacă nu avem un obstacol în față, nu avem de ce să ne chinuim să sărim peste el. Voglio aggiungere un'ultima cosa che è molto importante. Un modo quasi infallibile per riconoscere una persona creativa è guardare se ha un po' di senso di humor. Scusi, guardarsi? Guardare se ha un po' di sense of humor. Ah, ok. Deci cea mai importantă, cea mai bună modalitate de a descoperi o persoană creativă este atenția la nivelul de simț al umorului pe care acea persoană îl are. Lo humor è un modo per vedere il lato strano del mondo. Simțul umorului este o modalitate de a vedea latura ciudată a lumii. Per cogliere i particolari che nessuno coglie. Este un mod de a prinde detaliile pe care nimeni altcineva nu le-ar vedea. Per ricostruire una situazione bufa, per riderci sopra. Una situazione bufa? Ah. Bufa, sta ridicola. Este o modalitate de a reconstrui o situație comică și de a râde de acea situație. Il riso stesso, da una parte è un segno di creatività e dall'altra una medicina. Râsul, quindi risul este pe de o parte risul este pe de o parte un medicament, un mod de a te vindeca și pe de altă parte strânește creativitatea. Ecco, è un buon motivo per ridere di più questo.